Cetatea Devei nu atrage doar persoane curioase să vadă și să afle informații despre istoria zonei, ci și persoane care dau o cu totul altă interpretare noțiunii de a vizita un sit istoric. Pe zidurile cetății aflate în plin proces de restaurare, persoane rău intenționate lasă urme, crezând că sunt pentru infinit. În realitate, numele, numerele de telefon, adresele de e-mail scrise cu vopsea sau cu alte unelte pe ziduri nu fac altceva decât să trimită poliția direct la ușa făptașului. Irinel Faur, directorul SFI GMDEVA, instituție ce administrează cetatea Devei, a declarat la 1 TV că este decis să facă plângere penală împotriva celor care nu înțeleg importanța protejării unui monument istoric. Avem tot felul de oameni care vor să lase semnătura, vor să lase o pictură. Da, pe veci acolo. M-am gândit și am discutat cu cineva și cred că în zilele următoare o să facem acest lucru. O să facem niște plângeri pentru că ne permite legislația, pentru că sunt persoane care și-au lăsat și numerele de telefon, și-au lăsat și ID-ul de Facebook. Ce tare. Și ușor de dacă îi găsim, probabil ar putea să vină să dea ei cu pensula. Pedeapsa nu va fi una pecuniară. Cei vinovați vor fi puși să facă curățenie și să șteargă urmele lăsate de ei pe zidurile cetății. Iar precedentul există. Au fost prinși, au pictat în Parcul Mare, în foișorul în care anul trecut au fost făcute cununii. S-au gândit ei să măzgălească, au fost prinși și două zile au curățat și au revopsit tot foișorul. Poate o să-i găsim și pe cei care și-au pus Facebook-ul și tot felul de adrese de e-mail să vină să ne ajute. Nu vrem să le luăm bani, nu vrem, dar măcar o mână de ajutor să ne dea. Până atunci însă, angajații SPI GMDEVA va continua acțiunile de curățare a dealului cetății și de repararea stricăciunilor făcute de pseudoturiștii care vizitează cetatea.